Dacă dorim să inscripționăm o imagine de tip ISO pe un disc, folosim a treia opțiune din această fereastră și anume inscripționează imagine ISO. Ne va apărea această fereastră, vom naviga pe hard disk și alegem locația imaginii. Am ales o imagine de Ubuntu. Dacă aveți mai multe writere, evident, îl selectați pe cel pe care doriți să-l folosiți. Alegeți viteza, metoda. În principiu, e recomandat să o lăsați pe cea pe care o alege programul. Și, evident, inscripționează discul. Mai avem aici și o opțiune utilă. Convertește în ISO. De exemplu, dacă aveți un fișier imagine de tip BIN sau NRG, NRG sunt fișierele imagine făcute cu NERU. Puteți să-l convertiți în ISO folosind această opțiune. Eu n-am nicio imagine de acest tip, deci nu am cum să vă arăt. Însă selectați pur și simplu imaginea, Open, selectați locația unde să fie salvată imaginea ISO. În principiu cred că în același director ca și fișierul BIN sau NRG și apăsați Convertește în ISO și veți găsi un fișier ISO lângă imaginea NRG. Presupun, deci doar presupun, nu am încercat. După ce ați ales toate opțiunile, evident, inscripționează discul. Și cam asta e tot. Așa e recomandat să scrieți o imagine ISO pe un disc. Astfel, dacă, de exemplu, imaginea conține, nu știu, un sistem de operare și e bootabil discul, da? Va funcționa corect. Adică dacă restartați calculatorul și îl configurați din BIOS să buteze de pe CD, va buta. Dacă scrieți imaginea pur și simplu ca pe date, adică folosind opțiunea disc cu date, nu va funcționa. Deci discul nu va fi bootabil. Deci dacă doriți să scrieți un disc bootabil dintr-o imagine, folosiți această opțiune.